Da, ați prins ideea. Bună seara, doamnelor și domnilor, ediție specială astăzi la Mix TV, la Mix Actual, pentru că un eveniment special ne este prilej de întâlnire. E vară, e frumos, e festival de carte și muzică la Poalele Tâmpei. Două invitate dragi sufletului meu, este vorba de organizatoarele acestui eveniment minunat, este vorba de Dana Anghelescu, director Libris Editorial. Bun revenit, Dana! La dreapta cu Augusta Oniță, director Libris. Bun revenit de asemenea, Augusta. Sunteți de fapt o echipă indestructibilă, așa, deci nu știu, de când știu Librisul, de când știu evenimentele voastre și iată că sunt destule primăveri și veri de când povestim despre aceste frumoase evenimente. Sunteți umăr la umăr. 17 ani are târgul de carte și muzică, 8 ani, fratele mai mic, festivalul care bate la ușă. Așa este. Bun revenit! Bine te-am găsit, mulțumim de invitație. Într-adevăr, nu m-aș fi putut gândi niciodată la un partener mai bun decât Augusta, dar noi practic reprezentăm aici în fața dumneavoastră o echipă foarte numeroasă, formată din toți colegii noștri care fac parte din echipa Libris, așa că le mulțumim tuturor pentru ajutorul și implicarea lor, pentru că fără această dăruire și această pasiune pe care cu toții o punem în aceste proiecte Libris, nu s-ar fi putut finaliza. Deci îi simțiți în spate? Sigur. Sau lângă voi? Cum e să fii conducătorul unei echipe numeroase, Augusta? Este foarte frumos, pentru că noi suntem oameni care fac 17 ediții de târg de carte și muzică și 8 de festival împreună. Practic, nucleul de bază al acestor două evenimente emblematice pentru Brașov este același. Vorbim de Ana și de Virgil Oniță, care întotdeauna au pus toată energia lor și tot sufletul în a dărui Brașovului ce au ei mai frumos, și altfel s-au născut aceste două evenimente. De mulți alți colegi, cum este Rodica Totoianu, care este directorul festivalului și care, acum cât noi reprezentăm aici povestea lui telespectatorilor, ea trebăluiește de zor ca totul să fie gata pentru mâine, când practic începe amenajarea lui în Piața Sfatului. De joi, de la ora 12, ne deschidem pentru publicul brașovean. Iar dincolo de echipa Libris, o echipă care este de aproape 100 de oameni, se află, se află un alt partener foarte important pentru noi. Este vorba de Primăria Municipiului Brașov, care organizează acest eveniment împreună cu noi și susține de 17 ani de zile evenimentele publice ale Librisului. Și finanțator, nu? Al evenimentului. Deci trebuie pomenit și trebuie să-i aducem mulțumirile cuvenite, dar știu eu cum e cu poarta voastră de suflet și de know-how, așa că era firesc ca primăria municipiului să susțină un astfel de eveniment, nu că asta i-ar diminua meritele. Așa este, dar este un efort comun, un parteneriat public-privat de a aduce Brașovul pe buzele tuturor, atât ca oraș important în România, cât și un oraș turistic de renume european, pentru că asta ne dorim toți, ca vara în Brașov să existe mulți turiști care să vină, de ce nu într-un turism cultural, să vină pentru Festivalul de Carte și Muzică, să participe la tot ce am pregătit noi în aceste 4 zile, pentru că este un program bogat, cu foarte multe lansări de carte și multe spectacole. Văd din temele voastre că sunt aici pe masă și se vede că aveți ce să-mi povestiți. Deci ați muncit mult și ați pregătit foarte minuțios această ofertă. Nu e ușor utopic să mai speri să aduci lume oferind ce? Cultură? Nu, slavă Domnului, Brașovul are zile în care se întâmplă lucruri foarte, foarte frumoase și interesul brașovenilor este în creștere. Din experiența anilor noștri trecuți, Piața Sfatului va deveni neîncăpătoare pentru concertul pe care îl va avea Irina Rimes, de exemplu, joi seara, începând cu ora 21. Înainte de concertul Irinei va fi pe scenă invitata noastră din Bulgaria, Lili Drumeva, așa că începem cu o seară de joi în care Piața Sfatului va fi plină ochi. O ușoară avantpremieră la Cerb, nu? Dacă tot vorbim de această
această cântăreață care e prezentă și pe oferta Cerbului, deci cumva... Da, am fost și pentru noi o surpriză și cred că și pentru organizatorii Cerbului de Aur faptul că ne-am îndreptat atenția spre același artist, dar cu atât mai mult brașovenii vor fi răsfățați în această vară. Înainte de aceste două concerte de joi seara, avem câteva lansări de carte foarte interesante. O invit pe Dana să ne povestească ce anume a rezervat Libris Editorial și nu numai pentru ziua de joi. Așa aflăm și cum vă împărțiți responsabilitățile. Așadar, în ceea ce privește oferta de carte, Dana Anghelescu ne povestește. Mi-a umplut masa, ca de obicei. Sunt cărți care mai de care mai atractive. Înțeleg că sunt pe gustul tuturor, deci nu există nici limită de vârstă, nici de profesie. Toată lumea găsește ceva la acest festival de carte. Cum ați gândit această ofertă concret? Noi ne-am propus de la bun început să ne adresăm tuturor vârstelor și tuturor preferințelor de lectură, încercând să promovăm lectura pe toate palierele. Și atunci, evident că găsim de la cărți pentru cei mici, apoi mergem spre tineri cu genuri gen science fiction, fantasy, apoi mergem spre realism, spre romance și chiar spre cărți cu profil informațional, știu, mai deosebit, cum este o carte aceasta dedicată pe uleiurilor esențiale sau sănătății sau dezvoltării personale și spirituale. Deci iată că acoperim, spun eu, o gamă absolut foarte largă de domenii de interes și de mare actualitate. Așa că nu cred că mai există vreo scuză a vreunui cititor nu că e nu a găsit, meu, nu exact, sau pentru buzunarul meu sau nu. De asemenea, prețurile sunt foarte accesibile. Apropo de buzunare, sunt reduceri în aceste perioade, la aceste evenimente? Expozanții au oferte promoționale, inclusiv noi. Și un lucru foarte important pe care nu l-am precizat, cred că până acum niciodată, accesul este gratuit. Întotdeauna la manifestările Libris accesul a fost și va fi gratuit. Fie că sunt întâlniri, lansări de carte, sesiuni de autografe, fie că sunt aceste concerte de seară. Deci așteptăm publicul larg să participe. Să se bucure până la urmă de aceste serii magice. Ați consultat prognoza, este singura emoție pe care o avem atunci când sunt organizate evenimentele voastre. Noi suntem optimiști în aceste 8 ediții, o singură dată ne-a plouat. Da, a fost cu belșug. Exact. Știi, e ca la nuntă, când plouă că e cu belșug, dacă e frumos, că e frumoasă ca mireasa, așa și vremea la festival, spun eu, că va fi prietenoasă cu noi, mai ales că avem atâtea surprize pregătite pentru brașoveni și pentru turiști. Deci nu putem vedea decât jumătatea plină a paharului, nu poate fi decât bine la festival. Deci joi este ziua debutului, toată suflarea spune bine ai venit festival, la ce oră, de la ce oră vă găsim? Deschiderea oficială, unde vor participa oficialitățile municipiului și județului Brașov, este la ora 12, apoi începem un calup de lansări. Un moment important este acordarea premiilor Uniunii Scriitorilor din România, filiala Brașov. Deci aveți și aceste evenimente. Premii acordate de asemenea de municipiul Brașov. Apoi continuăm cu lansări până în orele serii, când ne dedicăm recitalurilor de muzică pe scena festivalului. Ce lansări ați pregătit? Cu ce autor ne întâlnim? De fapt, pentru că e clar, titlurile sunt foarte multe, chiar le-ați numărat? Câte cărți se vor pune pe aceste tarabe? Ca idee așa, la un astfel de eveniment. Câte titluri? Sunt peste 60 de titluri noi care se vor lansa, 60 de titluri dintre noi, care 50 aparțin editurii noastre. Ne bucurăm că sunt autori cunoscuți pe plan local și deja oameni emblematici pentru Brașov, cum este Doru Munteanu, Aurelia Stoie Mărginean, Tiberiu Rot, Vasile Oltean, oameni pe care noi îndrăgim foarte mult și mă bucur și nume dragi brașovenilor, exact. Sunt atât de legați de Brașov și de voi cumva. Eu cred că acolo e așa o familie, nu știu cum se simt aceste personalități la voi, dar eu cred că se simt ca acasă într-un fel. Exact, așa este, foarte... Deja s-a creat de-a lungul atâtor ani, noi suntem practic în industrie de aproape 20 de ani, o familiaritate și chiar avem relații de afecțiune cu majoritatea dintre ei și le mulțumim pentru această încredere și
știu eu, deschidere cu care vin de fiecare dată cu noi proiecte editoriale, pentru că toate aceste nume pe care le-am enumerat vin cu noi proiecte. Deci în fiecare an avem cel puțin o carte publicată. Deci rămân ai voștri cumva. Deci da. Colaborarea începută cu ani în urmă rămâne exact. pentru a la lung. Pentru un timp foarte lung și poate pentru întotdeauna. Nu mai renunțați unii la alții. Și atunci sunt membri ai familiei. Nu? La prima este. Carte, a doua carte și eu când mă apuc să scriu. Te așteptam cu drag. În fiecare an mă hotărăsc să scriu și apoi am sentimentul acela că, oh, nu, sunt atâtea nume, sunt atâția scriitori, sunt e un soi de trac al începătorului. Da, în general, oamenii valoroși ca tine au această modestie. Mulțumesc! Când te știi profesionist, dar se spune că un om cu cât este mai bine informat, cu atât realizează că știe atât de puțin și sunt convinsă că acest sentiment te încearcă și pe tine, dar cu mare drag te așteptăm și e doar un simplu pas pe care trebuie să-l faci, apoi lucrurile și intră pe curs și să nați lucruri cu adevărat frumoase. Deci acolo la Libris îmi voi lansa prima carte, e clar, e promisiune. Și probabil la unul din evenimentele următoare ne întâlnim și în această ipostază. Sunt dificili scriitorii, e așa una dintre prejudecăți, apropo de faptul că oamenii vor să-i și cunoască, să-i întâlnească, să vadă cum relaționează cu ei, pentru că îți faci o proiecție vis-a-vis de cum e Dana Anghelescu pe care o citesc. Cu toții avem momente bune și rele, dar în general când vin spre acest gen de manifestări publice, ei vin cu inima deschisă și din dorința de a împărtăși parte din experiența lor și de a se îmbogăți la rândul lor cu această interacțiune umană. Este o emulație pe care nu o găsești decât la un astfel de eveniment de mare anvergură, care se transmite și se propagă în public. Noi, practic, am pornit de la această idee de a apropia această triadă, autor, editor și public, pentru ca fiecare să cunoască îndeaproape și laturile poate mai puțin cunoscute ale acestui proces de editare sau al acestui proces de scriere. Apropo de PR-ul modern, nu, pe care îl are un scriitor sau o editură, la editură e altă abordare, evident, dar scriitorii cultivau misterul înainte. Nu știam cum arată X sau Y, îmi imaginam doar. Acum este altceva. Nu numai că văd cum arată, îl aud vorbind și vorbind cu mine, răspunzându-mi la niște întrebări. Care autor are propria manieră de a-și seduce cititorii până la urmă, că vorbim de un act de mare rafinament în care scriitorul își construiește o poveste despre el, despre ceea ce vrea să arate, despre cine este el, și de multe ori misterul ajută, într-adevăr, sunt nume celebre cum este Ferrante, care până la urmă a stârnit un întreg val de sute de mii, milioane de cititori doar în România și s-a creat acest mister, cine o fi acest autor, este un el, este o ea, dar noi avem ocazia în librăria Ștefan Octavian Iosif să întâlnim săptămânali autori, să facilităm aceste întâlniri între cititori și scriitori și fiecare poveste în sine este minunată. Este un mister pe care vă invit cu drag să-l descoperiți de fiecare dată pentru că merită. Voi creșteți din fiecare, practic aveți acces la un studiu sociologic foarte, foarte vast apropo de aceste tipologii, iar scriitorii cu siguranță ne pot spune multe. În ce măsură se îmbogățesc realmente din aceste întâlniri, cresc, vin prin idei noi? Este o întreagă alchimie, pentru că foarte multe idei care le vin, cred sincer că au loc din aceste întâlniri cu cititorii lor, pentru că până la urmă nu suntem toți pusnici, nu trăim pe un vârf de munte și aceste întâlniri cu oameni care te admiră și care au să-ți împărtășească propriile sentimente legate de ce ai creat tu, cred că sunt un lucru necesar unui scriitor. E cam greu să scrii dacă nimeni nu te citește. Sunt probabil și excepții de la aceste reguli, dar în general e plăcut să te întâlnești cu oamenii care te cunosc într-un fel sau altul prin scrisul tău. Iar pentru mulți dintre cititori o bucurie
să-și întâlnească idolii și să schimbe câteva vorbe cu ei, iar autograful pe o carte pe care o prețuiești are o valoare sentimentală foarte, foarte mare. Multe cărți aici, Dan Anghelescu, ce ne mai povestești, cu ce ne mai momești, ce e acolo pe lista ta în zilele următoare? Deci, în fiecare zi ne-am aplicat atenția, să spunem, spre diverse genuri literare, cărți cât mai bogate în informații sau într-un mesaj literar. Avem cărți de poezie, semnat de doamne aflate la maturitate și care au publicat deja zeci de volume. Avem albume de artă semnate de Aurelia Stoi Mărginean și Ioan Georgescu Moșcel, un poet și un artist stabilit în Canada. Vine, deci da, este vine, prezent. Da, da. Avem apoi colecții de eseuri inspirate din realitate, semnate de Monica Tonea și Nicoleta Beraru, care Nicoleta Beraru vine cu o altă carte în atenția publicului pe o temă de mare interes, aceea abandonului familial, a copiilor lăsați în urmă de părinții care pleacă în străinătate pentru un trai mai bun. Un fenomen social trist, da, și de trist, apăsător al vremurilor, exact, noastre. Exact. Avem cărți despre tot din actualitate, istoria incomodă, de exemplu de Dragoș Gros, cu aspecte mai puțin cunoscute ale istoriei universale. Apoi Școala Românească, este iarăși prima Școală Românească de Vasile Olteanu, un subiect de interes. Da, Părintele Olteanu e un spectacol. Este el, un om enciclopedic, da, un om universal și mă bucur că de fiecare dată întâlnirile cu el sunt adevărate oaze de cultură în care noi ne putem îmbogăți cunoștințele. Mai sunt autoare la debut, dar care au foarte mult succes în social media. Petruța Petre, Raluca Rază, Ramona Dogaru și multe altele. Deci un debut literar, practic. Deci cum vă orientați vis-a-vis de aceste debuturi? Că editura cumva girează, e ca un botez, nu? Așa este. Voi ați încuraja mereu tinerii brașoveni. Și nu numai. Avem autori din toată țara și chiar din străinătate. Acesta este un element foarte inedit pentru ediția din acest an, când ne vin foarte mulți români din diaspora care au publicat la noi și chiar, iată, și-au făcut timp în agenda lor să vină la Brașov. Doi vii trimit și eu, da, am fost aici, da, în emisiune, le-am arătat că alea chiar am fost libris. Întrebați cum ajung autorii, prin foarte multe modalități și iar recomandările sunt o modalitate foarte frecventă. E foarte important să ai această comunitate online și o să vă povestesc asta de o altă autoare brașoveană îndrăgită care și-a construit întâi această comunitate online, după care în momentul în care publici o carte, evident că publicul este interesat să o cumpere, deci și să se apropie de tine. Deci voi îi știți pe mulți dinainte din online sau vă abordează după ce au scris mai mult sau cum se... În ambele maniere. Pe unii se poate și face și un fel de headhunting dacă vrei să-l numești așa. Mă gândesc, așa, puneți și voi ochii pe cineva, exact, exact, pentru că vă citiți foarte mult, foarte așa mult. Este, nici, da, nu știu cum puteți citi atât de mult. Mie mi se pare, nu știu, vă invidiez și vă admir pentru că puteți citi, dar la voi este fișa postului. Ține de disciplină. Eu am o normă zilnică, de disciplină, da, pe care mi-am stabilit-o și pe care o depășesc de foarte multe ori și sunt bucuroasă. Ține de disciplină, asta e. Mie lectura aduce aminte mai mult de partea de vacanță, de plăcere. Și sigur, e și lectura profesională pentru profesie, dar aia e altceva, aia e muncă. La tine e muncă sau plăcere? Sau e munca făcută cu plăcere? Da, există această poate prejudecată că la noi e muncă, dar încercăm să o ținem totuși. Deci să nu vă compătim, vă place. Plăcerii, ne face mare plăcere. Și recunosc că e, odată ce îți antrenezi creierul, deja putem, și sunt mai multe modalități de a citi, adică cu o anumită plecare citești o carte, știu, de istorie contemporană sau unui gânditor contemporan și cu alta plecare citești un roman mai facil, care curge mai repede. Se pare și o responsabilitate imensă și cumva mă încredințez, nu? Mă încredințez opera unor persoane ca voi și de judecata voastră și de flerul vostru, poate depinde viitorul meu parcurs, nu? Noi încurajăm și susținem autorii cu toate forțele și pe toate canalele noastre de promovare, dar ținem foarte mult și de implicarea proprie a fiecărui autor, mai ales acum când online-ul și social media oferă o platformă foarte bună de promovare individuală. Până la urmă,
un cititor vine să întâlnească autorul, iar editura devine poate uneori doar un intermediar în această întâlnire. Și atunci, asta le spun tuturor, ține foarte mult și de implicarea proprie și de aportul pe care îl aduci în promovarea propriei cărți. Cine poate fi un ambasador mai bun al propriei cărți decât tu însuți? Dacă te și pricepi. Și... Deci să leagă cumva lucrurile. Aș veni în completarea Danei cu un exemplu foarte frumos pe care îl are Brașov în acest sens. E vorba de Petronela Rotar, care se va întâlni vineri 26 iulie cu cititorii ei din Brașov. Este un autor care a reușit să aibă un număr impresionant de cititori, tocmai aplicând metodele pe care le descria Dana, fiind foarte cunoscută în mediul online. La început nu cu numele adevărat, ca atestația, dar... Are câteva volume publicate deja, care au un succes uriaș, tocmai pentru că are această îndemânare extraordinară de a vorbi despre lucrurile pe care le scrie de manieră care să fascineze mulți cititori și care abia așteaptă să o întâlnească, abia așteaptă să publice o carte nouă. Așa că se poate să ai succes ca și scriitor în România dacă știi cum să o faci și că ai o pasiune din a scrie și a nu-ți fie teamă să vorbești despre... Dacă ai o pasiune și îndrăznești să ți-o urmezi, să ți-o împlinești și muncești despre... pentru ea, cu siguranță, și foarte multă muncă. Da, așa este. Și eu cred că sunt și întâlnirile acestea, pentru că la un moment dat destinul lucrează, nu? Și-ți trimite oamenii care să te ajute. Iar voi sunteți acești oameni pentru mulți dintre cei care au trăit clipe magice la Brașov. Deci vineri ne întâlnim cu Petronela. Cu cine mai întâlnim? De exemplu, sâmbătă, apropo de vară și apropo de lecturile de vacanță pe care toți ni le alegem și care pot fi uneori mai ușoare și mai cursive, avem întâlnirea cu autorii editurii Tritonic. Thriller by Tritonic se numește acest eveniment, pentru că Bogdan Hrib promovează numele importante de pe piața românească. Vorbim de Monica Ramirez, de Dănuț Ungureanu, de Bogdan Hrib și în calitate de autor, nu doar de editor, de Rebecca Cojocaru, Teodora Matei. Sunt autori care ne încântă cu un gen literar în plină ascensiune în România. Thrillerele speră tot să fie la un moment dat și ecranizate. Până la urmă ar fi frumos să avem un succes la Hollywood după un roman scris din autor român. Sau poate vă gândiți și voi în viitor să faceți și un festival de film, teatru, muzică și film. Așa nu. Puteți începe cu niște scenarii. Da. Am avut și proiecții de film la edițiile Târgului din martie, pentru că acolo lucrurile sunt mai ușor de făcut. Sub cupolă, măcar. Așa, am avut și în Piața Sfatului, dar anul acesta ne-am concentrat foarte mult pe muzică, pe dans și pe teatru. Pentru că e vară, e spectacol, e frumos, e, deci sub soare și sub stele ai alte inspirații și alte idei. Și teatru, deci? Da, vom avea o trupă de amatori, este vorba de trupa Artesium, care va veni sâmbătă în Piața Sfatului și ne vor delecta cu creațiile lor. Dar apropo de tradițiile pe care Libris le cumva le-a adus Brașovului, una din constantele acestor târguri pe care noi le organizăm este spectacolul extraordinar de folclor. Se întâmplă în fiecare an, fie că vorbim de primăvară, fie că vorbim de vară. Este un moment pe care toată lumea îl așteaptă. E cumva cireașa de pe tort, nu? Da, sau nu mai putem să-i spună că e cireașa, că sunt atâtea cireașe la concurență încât... Da, în fiecare zi există o cireașă de pe tort. Vineri, această cireașă va fi reprezentată de spectacolul care va debuta la ora 19 cu Aurelian Suciu, Mihaela Istrate și Ciprian Istrate, acompaniați de ansamblul Cetărașite pe câmpie. Va fi un recital absolut minunat și pentru că ei nu pot veni neînsoțiți de dansatori, alături de ei se va afla ansamblul Măgura Codlea, ansamblul folcloric maghiar
Buzovirag, ansamblu de dansuri german Corona Brașov și de dansul Eftimos. Până la urmă, toate minoritățile care reprezintă Brașovul într-o manieră sau alta vor fi prezente la frumos, festival. Deci, iată, multiculturalitatea prezentă și în această, în această formulă foarte dinamică, așa. Da, este până la urmă o alegere frumoasă de a celebra tradițiile care sunt tradițiile tuturor locuitorilor Brașovului și nu numai. Așteptăm foarte mulți turiști care să se bucure de acest spectacol, pentru că ce poate fi mai încântător decât să te afli din întâmplare în Brașov și să dai peste ceva ce este atât de important pentru locuitorii acelui oraș. Iar pe viitor s-ar putea să se intereseze când este festivalul ăla, să mă duc la Brașov, să devină un reper, și cred că vă doriți acest lucru și poate pentru unii a și devenit un reper. Exact, deja este un reper. Toți acești autori pe care noi i-am invitat ne-au spus până înainte că își doresc o lansare în cadrul festivalului, de aceea nici noi nu putem concepe nicio vară fără festivalul de carte și muzică Libris din Piața Sfatului. Al 8-lea an, deci de când voi stați acolo și sunt nelipsite fetele, eu știu ce urmează pentru ele, niște zile în care, sigur, zâmbetul acesta debordant de astăzi va fi prezent pe fețele lor, dar de dimineață până noaptea târziu vor fi acolo pe baricadă pentru ca totul să fie minunat, fie pentru trecătorul care se nimerește, care n-a știut ce găsește în piață, fie pentru cel care vine chitit cu ochii pe program și să se întâlnească cu Petronela, să urmărească piesa de teatru, să se bucure de spectacol. Știu că așa este. Așa este. Deci atunci nu pot să vă întreb dacă aveți un moment favorit, că e ca atunci când o întreb pe Dana pe care copilul iubește mai mult. Da, nu pot să alegi, și de-a lungul istoriei acestor târguri am trăit momente deosebite și nu poți să faci un clasament, pentru că ai o relație de atașament față de toți autorii, ai momente pe care le îndrăgești în aceeași măsură, mai ales că sunt diferite. Dar și momente de emoții, așa, să iasă bine. Nu? Da, singurele emoții cred că realmente sunt legate de vreme, pentru că aceea nu e dimineața pe... Da, nu o putem noi controla. Nu o să plouă, suntem oameni buni, suntem oameni frumoși și nu ne plouă. Și deseori s-a și întâmplat. Așa este, într-un singur an am avut ceva ploaie, dar ne-am descurcat și cu... Era cu belșugul, am spus. Augusta, un moment favorit acolo în desfășurător. E foarte greu să spui ceva despre oricare dintre zile care ar fi favorit, pentru că programul chiar este atractiv pentru noi toți, indiferent că îmi place o lansare de carte, dar o să se bucure și copilul din mine cu toate demonstrațiile de jocuri și cu toate atelierele care vor exista. Ofertă pentru copii importantă, da, pentru că ei sunt micii cititori de astăzi și viitorii clienți ai voștri, până la urmă, că vă vor citi online, nu contează unde vă citesc, dar vor fi clienții voștri. Sunt deja, nu? Prin părinții lor. Seriile toate sunt spectaculoase. În fiecare seară se întâmplă ceva extraordinar pe scena festivalului. De exemplu, sâmbătă o să o avem alături de noi pe Laura Bretan și Quartetul Gaudeamus al Filarmonicii Brașov. Înainte de acest moment vom avea un recital Quintetul Anatolie al Operei Brașov. Până la urmă, care moment ai putea să-l prefer? Pentru că toate sunt acolo și e important că ne putem bucura de toate. Deci chiar dacă veți sta pe tocuri multe ore, veți fi fericite. Și noi, toți brașovenii care ne vom face drum în aceste zile, deci de joi de la ora 12, deci de joi din miezul zilei până duminică, probabil miezul nopții, suntem în ipostaza de a alege una dintre bucuriile pe care echipa Libris ni le propune pentru acest an, pentru festival. Ce ar mai fi de spus, ultimul cuvânt la voi, să fie... Așteptăm cu mare drag toți brașovenii și toți turiștii aflați în Brașov în această perioadă estivală. Programul festivalului îl regăsiți pe pagina libriscultural.ro, dar și pe paginile de Facebook asociate evenimentului. Vă așteptăm cu mare drag și propun să avem așa o relație interactivă cu publicul nostru și să primim sugestii din partea lor pentru ce își doresc, poate în anii viitori, să vadă la Brașov. Deci luați și notițe, sigur. Augusta. Sigur. Am pregătit 4 zile de bucurie în Piața Sfatului în Brașov. Vă invităm pe toți să ne alăturați nouă și să fie 4 zile memorabile pentru brașoveni și pentru toți turiștii care se vor afla alături de noi în aceste zile.
25-28 iulie, anul de grație 2019, Brașovul citește, Brașovul sărbătorește, Brașovul se bucură. Uitați-vă bine la invitatele mele de astăzi și căutați-le în Piața Sfatului. Dana Anghelescu, director Libris Editorial, Augusta Oniță, director Libris. Două fete minunate care reprezintă aici o echipă minunată, 100 de oameni muncesc pentru ca acest eveniment să fie o bucurie pentru noi toți. Ne-am văzut pe Mix TV, ne-am auzit la Radio Brașov. Onelia Pescaru, sunt o seară excelentă tuturor. Ne vedem la târg, la festival.